dintre organizatorii evenimentului din această săptămână pe care să vă vorbesc, și în același timp directorul școlii de vară. Vă mulțumesc pentru prezența voastră aici. În sală sunt pe de o parte studenții noștri de la școala de vară. Avem și câțiva invitați speciali. În primul rând, l-ați văzut deja pe domnul Constantin Rodas, este unul dintre puținii supraviețuitori ai fenomenului Pitești. Dânsul va fi alături de noi în toată ziua de astăzi, pe parcursul programului, și vă îndemn, în primul rând, pe studenții noștri, dar și pe ceilalți care veți fi alături de noi astăzi, să stați pe lângă dânsul și să vorbiți în primul rând cu el, poate mai puțin cu noi, pentru că noi mai rămânem aici și nu mai avem ocazia. Îi mulțumesc și domnului Ioan Bartolescu, care a venit de la București special pentru evenimentul acesta. De asemenea, invitațiilor, partenerilor și prietenilor noștri, cei din dreapta mea, de la Fundația Conrad Adenauer în România, o să domnul Stenio Achimino și doamna Erica Iodache, o să mai vorbim, o să mai vorbesc puțin despre ei ceva mai încolo. Evident, gazdelor noastre de astăzi și un alt partener foarte important în cadrul acestui proiect Fundația Sfinții Închisorilor și tuturor celorlalți, evident. Doar câteva cuvinte vreau să vă spun eu despre ceea ce se va întâmpla săptămâna aceasta în Pitești. Evenimentul de astăzi, din această dimineață, așa cum v-am spus deja, face parte din programul Școlii de Vară. Școala de Vară care este destinată studenților, masteranților și doctoranților din România și Republica Moldova, interesați de perioada comunistă. Subiectul principal al Școlii de Vară este fenomenul Pitești și ceea ce s-a întâmplat în această scrisoare în care ne aflăm acum între 1949 și 1951. Dar există și o temă mai largă, anume intrarea pe perioada comunistă, cu accent pe ideologia comunistă și pe abuzurile din această perioadă. Prelegerile de miercuri și joi, zilele propuse de program intens, sunt rezervate, destinate studenților, dar ziua de astăzi este o zi pe care am vrut să o deschidem către publicul larg, în fiecare an facem așa, pentru că și tocmai de aceea ne aflăm în fosta închisoare de la Pitești, pentru că este punctul central al acestei școli de vară. De aceea am hotărât să facem școala de vară la Pitești, pentru că ținem să aducem în memoria colectivă spațiul acesta penitenciar. Centrul pe care îl conduc crede că această închisoare trebuie să devină memorial și sprijin acest lucru. E o situație foarte fericită, faptul că, în mod paradoxal poate, faptul că partea aceasta de închisoare în care ne aflăm, închisoarea este mai mare după această conferință de presă, o să avem ocazia să vizităm partea aceasta deschisă, dar și puțin în afară, studenții noștri au văzut, cred, și celălalt corp de clădire. Este, spuneam, un caz fericit, într-un fel că este așa în proprietate privată și că, până în momentul de față, este proiectul cel mai aproape de a se termina într-un memorial. Evident, nu vorbim de spațiul de la Sighet, care este de multă vreme transformat într-un memorial, dar spunea faptul că și acela este un spațiu privat. Din păcate, până în momentul de față, tot ceea ce înseamnă proprietate de stat este foarte, foarte departe de a se transforma într-un muzeu sau măcar într-un memorial. Aș mulțumi în mod special celor alături de care organizăm evenimentul din această săptămână. I-am amintit deja, e vorba în primul rând de Fundația Sfinții Închisorilor care ne găzduiește astăzi și de Fundația Conrad Adenauer în România, care sunt mai mult decât niște parteneri în acest proiect. Deja am o colaborare destul de întâlnătoare, practic de când s-a născut centrul în 2012, lucrăm împreună la aproape toate proiectele noastre și cred că ceea ce ne unește atât cu cei de la Conrad Adenauer cât și cu cei de la Sfinții Închisorilor
dincolo de proiectele punctuale pe care le putem dezvolta, sunt o serie de valori pe care noi încercăm să le promovăm și să le încercăm în cadrul acestei școli de vară să le transmitem mai departe, nu într-un mod pedagogic și plicticos, ci mai degrabă prin, dacă vreți, prin exemplu personal. Nu vreau să fiu foarte scorțos, așa că o să amintesc doar în treabăt că e vorba niște valori cu unul de pur și simplu de bun simț, de responsabilitate, de seriozitate, de credință. Și cred că la sfârșitul acestei săptămâni o să vedem în ce măsură, cel puțin cu studenții, a reușit lucrul acesta. O să îi dau cuvântul acum domnului Sven Joachim Miller să spună și dânsul câteva cuvinte despre evenimenții, despre colaborarea noastră, cu mulțumirile de rigoare că și-au luat din programul foarte încărcat ca să vină și anul acesta alături de noi. Știu foarte bine în câte lucruri sunt implicați, așa că o iau ca pe un semn de prietenie, pur și simplu faptul că au venit în această dimineață specială la București. După care o să vă mai prezint foarte pe scurt programul zilei de azi și vom trece mai departe cu programul. Bună dimineață, bine ați venit! Am Ivarin. Liebe Herr Roland, liebe Teilnehmer. Bună dimineața, bine ați venit, drag Alin, domnule Rodas, dragi participanți. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein und bin gespannt auf die Ergebnisse, die herauskommen werden nach dieser intensiven Sommerschule. Mă bucur să fiu din nou aici și sunt foarte interesat să văd cu ce rezultate vom atinge la sfârșitul acestei școli de vară foarte intensive. Die Planung einer solchen Sommerschule ist mit großen Anstrengungen verbunden. Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken und auch seinem gesamten Team. Planificarea unei astfel de școli de vară este foarte dificilă și de aceea aș dori mult special să îi mulțumesc lui Alin și echipei lui pentru acest lucru. Dabei geht es einmal um den Zeitaufwand, aber natürlich auch um die finanziellen und den persönlichen Einsatz, den alle erbracht haben. Este desigur vorba de o investiție de timp, dar și una financiară și mai ales una de personal, una și de personal și personal. Ohne die Leidenschaft, die Alin und sein Team in diese Sommerschule gesteckt hätte, wäre dieses die dritten Mal nicht möglich gewesen und wir freuen uns sehr, als deutscher Partner Ihnen dabei zu unterstützen. Fără pasiunea pe care o investește Alin în acest proiect, Alin și echipa lui, nu am fi ajuns astăzi la cea de-a treia ediție a acestei școli de vară, iar noi, ca partener german al acestui eveniment, suntem extrem fericiți de acest lucru. Wir begehen in diesem Jahr 25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs und es ist auch für uns Deutsche ein sehr, sehr wichtiges Datum. Anul acesta, după cum știți, sărbătorim 25 de ani de la căderea Cortinei de Fier, un eveniment care și pentru noi, germanii, este foarte important. Wir feiern also das Wiedererlangen von Freiheit und Demokratie. Sărbătorim revenirea la libertate și la democrație. Und dass Demokratie, Meinungsfreiheit und Pluralismus nicht selbstverständlich ist. Das sehen wir in vielen Ländern in Europa. Și că democrație, libertatea de exprimare și pluralismul nu este de la sine înțeles, acest lucru se poate vedea în multe țări din Europa. Und diese Sommerschule soll auch dazu dienen, allen ins Gewissen zu reden, dass es sich lohnt, für die Freiheit zu kämpfen. Și această școală de vară poate avea ca scop să ajungă să vă convingă că acest lucru merită să luptați pentru libertate. Damit Menschen nie wieder eingesperrt werden, wenn sie ihre Meinung sagen und wenn sie ein System kritisieren. Pentru ca oamenii să nu mai ajungă să fie închiși când își spun
părerile proprii sau prin critică. Wir dürfen das, was wir die letzten 25 Jahre in Ostdeutschland, aber auch in Rumänien als Freiherr kennengelernt haben, nie als etwas Selbstverständliches nehmen und nie glauben, dass Demokratie einfach so im Himmel fällt. Ce s-a întâmplat în ultimii 25 de ani în Germania de Est și în România, nu trebuie să luați acest lucru ca de la sine înțeles și trebuie să vă gândiți mereu că democrația nu este ceva ce pică din cer, pur și simplu. Ich freue mich umso sehr, dass wir heute wieder ein Zeitzeugen dabei haben. Mă bucur astăzi că îl avem din nou alături de noi pe domnul Rodas, ca martor al acelor vremuri. Denn nur über Zeitzeugen können wir, glaube ich, wirklich eindrucksvoll gemeinsam lernen, was das Regime mit Menschen macht und wie menschenverachtend es umgeht. Prin discuții cu martori putem ajunge să înțelegem și să învățăm împreună ce poate face un sistem cu oamenii. Ich weiß, dass es, oder ich habe in meiner Arbeit mit Zeitzeugen die Erfahrung gemacht, dass es nicht einfach ist, über seine Zeit im Gefängnis zu reden. Daher mein besonderer Dank, dass Sie die Kraft aufwenden, Herr Rodas, das heute zusammen mit unseren Studenten zu tun. Din experiența mea în discuțiile cu foști deținuți politici, eu știu că nu este ușor să vorbiți despre perioada petrecută în închisoare și de aceea țin să vă mulțumesc în mod special pentru participarea astăzi aici și pentru deschiderea pe care o arătați. Ich möchte Alina an der Stelle danken, dass sie eine weise Auswahl getroffen hat. Ich glaube aus wie viel? Also aus 50 Bewerbungen sozusagen einen Elite ausgewählt hat. Sind so felicit pe Alin, care a reușit din în jur de 50 de aplicații să vă adune pe voi aici o elită. Und meine Hoffnung als Direktor ist, oder unsere Hoffnung als Adenauer Stiftung ist, dass wir sie als Multiplikatoren für dieses Thema gewinnen und sie hinausgehen, ihren Freunden, Kommilitonen, Professoren von der Arbeit, die das Institut bzw. das Zentrum macht, berichten, aber auch berichten, was damals geschehen ist. Și am speranța că veți fi multiplicatori, că veți povesti prietenilor, profesorilor, celor din jurul dumneavoastră ce ați trăit aici, veți povesti despre centru. Die rumänischen Lehrpläne, wie ich es verstanden habe, haben noch erheblich Nachholbedarf, wenn es um die jüngste rumänische Geschichte geht. Programa școlară românească, din câte știu, are multe lipsuri în acest domeniu, în ce privește istoria recentă a României. Wir möchten auch daran mitwirken, dass diese schwarze Loch an Geschichte geschlossen wird, mit Wissen geschlossen wird. Încercăm să ajutăm și noi ca această gaură enormă, acest vid enorm în acest domeniu să se umple ușor, ușor. Denn die Überzeugung, meine ganz persönliche Überzeugung ist, dass nur wenn man seine Vergangenheit kennt, auch man vielleicht eine Idee bekommt, was in der Zukunft mit einem Land, mit einer Gesellschaft passieren muss. Convingerea mea este că numai atunci când îți cunoști foarte bine trecutul, poți avea o idee ce se poate întâmpla cu viitorul tău și al țării tale. Ich wünsche Ihnen viel Kraft, denn es wird kein leichtes Seminar sein, so wie ich Alin kenne. Vă doresc multă putere săptămâna aceasta, că așa cum îl cunosc pe Alin, nu va fi ceva foarte ușor săptămâna aceasta. Aber ich glaube, der Weg oder die Quälerei in den nächsten Tagen wird sich lohnen. Sie werden mit, auch wenn es eine grausame Materie ist, mit der Sie sich die nächsten Tage beschäftigen werden, eine Erkenntnis gewinnen, dabei sein und Sie werden fröhlich in die Zukunft schauen können, weil sie wissen, wie man das Geschehen nie wieder passieren lässt. Chiar dacă drumul vă poate părea ca locul primitor, vă asigur că merită și chiar dacă veți afla lucruri înfricoșătoare și îngrozitoare în aceste zile, lucruri care s-au petrecut aici, sper că veți reuși totuși cu zâmbetul pe buze să priviți înainte și să urmați pașii pe care, drumul pe care ați început. Ich wünsche also dieser Veranstaltung viel Glück und Gottes Segen und bedanke mich, dass Sie alle so zahlreich heute gekommen sind. Doresc acestui eveniment mult succes,
prin cuvântarea lui Dumnezeu și mă bucur încă o dată foarte mult că sunteți atât de numeroși aici. Mulțumesc! După cum ziceam, e aproape o relație, chiar o relație de prietenie de parteneriat, cred că în momentul acesta ăsta ceva mai rar se vorbește atât de sincer și deschis și asta vreau să le aduc aminte studenților noștri. Ceea ce n-am putut să vă spun aseară este că școala noastră de vară ne dorim să fie realmente un spațiu public și în care putem discuta despre orice subiect, nu vrem să avem subiecte tabu, dar vorbim cu argumente, cu echilibru și cu responsabilitate. Din experiența mea în domeniu, spațiul acesta de libertate pe care mai încercăm să-l obținem, este un lucru, din păcate, foarte rar. Și așa că vă îndemn să profitați. Turul îl va face colegul meu Lucian Vasile. O să mergeți însă și cu domnul Rodas. Sper să rămânem un grup compact ca să nu ne împăcăm pe aici. Iar la sfârșitul turului ne vom opri în fosta cameră 4 spital pentru cel mai nimerit loc unde se putea ține o slujbă de pomenire pentru cei care au murit aici în închisoare. Fosta cameră este astăzi paraclis, iar înainte de slujba propriu-zisă, așa cum am spus și studenților la seară, am să mai intervin eu 5 minute cât să vă transmit câteva din informațiile pe care le știm despre cei care au murit aici în închisoare, ca ei să aibă și un chip și o poveste în spate, ca să știm exact pe cine pomenim, să nu pară ceva cumva abstract. După aceea, noi în program vom lua o mică pauză, vom merge să mâncăm, însă după masă la ora 4 vom reveni aici în închisoare și vom vedea, unii dintre noi vom revedea documentarul de Mascarea pe care l-am făcut împreună cu regizorul Nicolae Mărcineanu, tocmai despre fenomenul Pitești. Pentru cei care nu știți, este un film care recompune ceea ce s-a întâmplat în această închisoare prin mărturiile celor care au trecut prin experiment. Intervenția noastră este absolut minimală, practic este o colecție de mărturii, mai mult decât un film. Vom pune și momentul bonus al acestui film, unde veți vedea și pe domnul Rodas, într-un moment deosebit. Veți vedea despre ce e vorba și după ce vom vedea filmul, vom continua discuțiile, în primul rând, sper, cu dânsul. Acesta este programul zilei de astăzi, cel care este deschis. În rest, noi din seara aceasta și de mâine încolo vom continua în cadrul școlii de vară programul nostru. Dacă sunt dintre reprezentanții presiei care vor dori să asiste la aceste prelegeri, o vor putea face, dar să îi rog să vorbească cu colegul meu, cu Lucian, ca să afle exact cum. Mai ales că prelegerile vor fi la Vila Florica, nu vor fi aici în Pitești. Și în rest, deși ceea ce veți vedea poate ca foste celule, foste camere de penitenciar, poate strict vizual nu transmit foarte multe, odată ce știți sau dacă nu știți informații despre ceea ce s-a întâmplat aici, veți vedea că ele sunt încărcate de foarte multă semnificație. Și cu siguranță o să reveniți cu gândul la ce este aici. La ceea ce sperăm ca în câțiva ani zile să fie un loc, într-adevăr, pe care să poată fi vizitat de către un public larg. Să ne aștept Dumnezeu să fie așa. Este unul dintre lucrurile pe care eu mi le doresc cel mai mult. Am vreo 2 sau 3 idei din astea poate ușor nebunești pentru lumea în care trăim, dar asta este una dintre ele și sunt foarte, foarte fericit că cei de la Fundația Sfinții Închisorilor sunt pe aceeași lungime de undă cu noi și sper să ne aștept Dumnezeu și să ajungem să vedem și momentul acela și să ne revedem cu toții și în număr mult mai mare
la un soi de, nu știu, eveniment de inaugurare a memorialului.